Bună ziua, dragilor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați și de magnifici sunteți. Astăzi vom face citirea generală pentru energia prezentă. Luați în considerare că este o citire generală, nu personală, că puteți să rezonați sau nu cu mesajele de aici, însă puteți să lăsați deoparte dacă ceva nu vă ajută. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici cu mine ca de fiecare dată. Să vedem care este mesajul oracolului, care este tema principală și cum ne putem ajuta de sfaturile energiei prezente. Wow, ce frumos! Creație și vis! Dragilor, este un moment foarte bun prin care să știți că materializați, sunteți visători cu ochii deschiși, da? Visați cu ochii deschiși. Este un moment în care să fiți foarte conectați la voi, la intuiția voastră, la visele voastre, de ce nu? Pentru că primiți mesaje de la Univers sub această formă, pe această cale. Și de asemenea este un moment foarte important în care să lăsați la suprafață puterea creației din voi. Gândurile voastre, să știți că vă creează realitatea. Dar este important să fiți conștienți de ceea ce proiectați și de ce scenarii vă faceți voi acolo în minte. Pentru că de multe ori să știți că subconștientul ne preia conducerea. O carte foarte pozitivă, o carte foarte colorată, plină de culoare și de vibrație pozitivă, și aici văd un om, da, care se uită prin acest dispozitiv, binoclu parcă îi spune sau ceva de genul, în fine, care prin ce proiectează el aici în minte, naște un univers efectiv colorat și plin de iubire și plin de lucruri pozitive. Foarte frumoasă cartea, din nou atenție la ce visați, pentru că vi se transmit mesaje acolo. Haideți să vedem pe secțiuni ce ne interesează și ce mesaje avem în acest moment. Partea de relații, partea financiară sau planul material și partea emoțională sau sănătate. Așa, dragilor, cineva aici vă face o ofertă serioasă, cineva a pus ochii pe voi și avem așa, primiți niște mesaje pe care ar fi bine să le luați în considerare, pentru că sunt niște mesaje sincere și au legătură cu relația voastră. Ceea ce vă transmite această persoană este fix ceea ce vrea să și spună, fără ascunzișuri, fără ocolișuri. Aici avem cavalerul de cupe care vorbește despre a lua acțiune, da? De la intenția mea este una serioasă, adică ceea ce gândesc, aia voi și spune, se materializează în acțiune. Primiți vești, această persoană îți dă de vești, de veste, dragă suflet, și are legătură cu iubirea. Voi așteptați clar aceste mesaje de iubire și așteptați clar aceste vești. Omul la care voi vă gândiți, persoana la care voi vă gândiți, vă contactează, vă dă niște mesaje, vă transmite niște vești în relația voastră de iubire sau despre ei, despre ce se întâmplă cu ei. Pentru unii dintre voi văd că există o persoană, da? Dacă nu sunteți într-o relație, care vă place și aveți intenții foarte serioase cu această persoană. Intențiile acestea se pot materializa. Acum, dacă este o perioadă din aceea ușoară de infatuare, are nevoie de o bază mai solidă de atât. Pentru alții dintre voi care sunteți într-o relație de cuplu, să spunem, cât de cât stabilă sau foarte stabilă, de ce nu, văd că lucrurile merg foarte bine aici, adică este stabilitate, este tot ce trebuie.
O și trei deodată, ia uite. Marele preot, 7 de monede și 7 de spade. Sunteți nerăbdători. Unii dintre voi sunteți nerăbdători să primiți vești de la persoana pe care voi o iubiți. Sunteți nerăbdători să faceți un pas important. Aici văd căsătorie. Deci unii dintre voi vreți să vă căsătoriți sau vreți să duceți relația la alt nivel. Unii dintre voi v-ați săturat de promisiuni de șarte, este cartea 7 de spade, v-ați săturat de lucruri ascunse și vreți să știți clar care sunt intențiile lor în ceea ce vă privește, dacă vă iubește sau dacă nu. Cu marele preot aici, lucrurile funcționează, zic că bine, zic că sunt stabile, în sensul că ceea ce vă va spune, aia este, ce vă spune este și ce vrea să spună, da, fără ocolișuri, să luați la cunoștință aceste lucruri, pentru că vă vor da o direcție foarte importantă în relație. Veți ști pe ce drum să mergeți, dacă relația va fi una stabilă sau dacă relația va fi una așa de mai bine mă lipsesc. Ați avut multă răbdare, unii dintre voi, cu această persoană, care e posibil să se fi hotărât foarte greu, să știți. Aveți de-a face aici cu un om care nu prea știe ce vrea, posibil, sau care s-a hotărât foarte greu, sau care vine după o viață, să spunem, după o relație în care a fost trădat și mințit. Și avem 6 de bâte. Aveți succes! Indiferent de calea pe care voi mergeți acum, este una foarte bună și foarte potrivită pentru voi. Discuția pe care o puteți avea cu această persoană este una foarte benefică pentru voi. Veți stabili, posibil, unii dintre voi, care este următorul pas pe care îl luați în relație, în ce direcție mergeți. Posibilitatea să mergeți împreună este, există, posibilitatea să mergeți separat, din nou, există. Pentru unii dintre voi, să știți că înseamnă că s-ar putea să mai aveți nevoie de un pic de răbdare. Vă simt foarte nerăbdător să aflați, să știți acum despre ce este vorba, însă lucrurile să vină și veștile să vină pentru voi și către voi mai ușor. Și atunci nu faceți, nu trimiteți niciun mesaj, nu știu, dubios sau pentru că poate fi interpretat greșit, mai bine să aveți un pic de răbdare, nu luați voi acțiune, ci lăsați persoana asta să vină către voi. Trei de monede, pentru că are nevoie de un pic de spațiu acum, se mișcă greu din motive proprii și personale, din cauza unei indecizii, nu-i văd foarte hotărâți, îi văd ușor detașați și răbdători. Ei sunt detașați ușor și răbdători, iar voi foarte implicați. Și atunci este nevoie să vă aliniați. Trei de monede spune că va exista un moment oportun și perfect în care amândoi veți fi aliniați și atunci puteți vorbi. Evident, pentru unii dintre voi. Bun, mai departe pe planul financiar. Extraordinar de bine. Avem doi de spade. O decizie pe care va trebui să o luați, care vă duce mai departe pe calea potrivită vouă. Sunteți într-un punct în care trebuie să luați o decizie, într-un moment al vieții voastre în care trebuie să luați o hotărâre. O hotărâre majoră aici pentru voi schimbă direcția în care voi vă aflați. Pentru unii dintre voi văd o schimbare de carieră în sensul că dacă până acum, nu știu, să zicem că e un exemplu ipotetic, da? M-am ocupat de pantofi, de astăzi înainte mă voi ocupa de pâine. Dar, de fapt, eu toată viața a trebuit să mă ocup de pâine. Înțelegeți ceva? Pentru ce vreau să zic? Unii dintre voi intrați pe linia voastră de destin, pe o potrivire profesională extraordinar de bună și vă veți simți că, de fapt, asta a trebuit să faceți cumva toată viața. Alții dintre voi schimbați locul sau vine în completare. Pe lângă ceea ce faceți, ceva foarte bun și foarte
benefic pentru voi. Unii dintre voi vă puteți îndrăgosti la locul de muncă, iar alții dintre voi cred că sunteți cam îndrăgostiți de șeful șefa sau de vreun coleg pe acolo, dar văd cam șeful șefa. Aveți un pic de grijă aici că s-ar putea să fie o ușoară iluzie, iar altora dintre voi s-ar putea ca la locul de muncă să li se promită mai mult vorbe decât fapte. Va fi foarte important să luați decizia corectă, să fiți foarte coerenți în gândire și în alegerea pe care o faceți. Unii dintre voi depășiți printr-un parteneriat un obstacol de natură financiară pe care îl aveți sau pur și simplu vă creșteți dintr-o dată veniturile. Avem cartea judecată. Da, ceva aici se va schimba, ceva ce vă doreați voi se schimbă, posibil să fiți în fața unui nou început foarte creativ sau posibil să vă întâlniți partenerul într-un cadru foarte creativ, posibil la o petrecere. Avem lumea. Este un nou început aici pe plan profesional, financiar și așa mai departe pentru voi. Închideți un ciclu vechi și începeți altceva nou. Iată, se clarifică 2 de spade cu 2 de spade. Să vă gândiți foarte bine în ce direcție vreți să o luați, pentru că va fi foarte, foarte important pentru voi. Incredibil, atâta nehotărâre. 2 de bâte. Mai iau o carte aici. Cavalerul de cupe. Știu ce se întâmplă. Unii dintre voi posibil să fiți deja angajați, să aveți un serviciu, un job și să vă doriți altceva mult mai creativ, mult mai bun și nu știți dacă să faceți schimbarea și nu știți pe termen lung ce implicații poate avea. Iar cu magicianul aici care are în mână un element de foc, respectiv bâtele, este important să vă urmați intuiția și sufletul, să știți să faceți o alegere cu sufletul, nu neapărat cu mintea, pentru că va avea efecte foarte bune și foarte benefice pe termen lung. Din nou, sfatul aici al energiei este să cântăriți foarte bine opțiunile, pentru că nu veți mai putea amâna foarte mult timp această decizie pe care o aveți de luat. Și cu lumea aici spune gata, trebuie să te hotărăști odată pe ce drum vrei să mergi de acum înainte. Iar la nivel de sănătate, aici văd o schimbare foarte interesant. Din nou apare 2 de bâte. Unii dintre voi vreți să faceți o operație, nu știți ce operație să faceți. Văd așa, o operație care are legătură cu sistemul limfatic, o operație care are legătură cu partea, să-i spunem, ginecologică, o operație, tratament. Investigații în aceste două zone. Pentru unii dintre voi, la cap, ochi, nas, gât. Unii dintre voi deviație de sept, alții dintre voi vă schimbați dioptriile sau ochelarii, alții dintre voi scăpați de niște migrene sau aveți niște migrene care nu vă dau pace și nu știți ce să mai faceți. În tot cazul, aici cu asul de cupe și cu cartea moartea înseamnă transformare. Reușiți să vă vindecați sau reușiți să faceți aceste lucruri pe care le-am menționat și le-am pomenit anterior cu succes. Dar și aici va trebui să luați o decizie. Înainte de a lua orice fel de acțiune aici, mai trebuie să cereți un sfat. Sau pentru liniștea voastră interioară sau pentru psihicul vostru, mai cereți un sfat. Vedeți că acest personaj are opțiunile, dar mai caută încă răspunsuri. Mai cercetați un pic. Să vă asigurați că este totul bine. 100% bine. Da.
Da, pentru că nu sunteți mulțumiți, nu sunteți neliniștiți, aveți o stare de neliniște. Iar unii dintre voi aveți o stare de neliniște la nivel emoțional, pentru că v-ați certat cu cineva și nu înțelegeți de ce și așteptați vești. Unii dintre voi așteptați scuze. Cineva drag. Poate fi persoana iubită, dar poate fi familia, pot fi copiii. Nu înțelegeți sau nu vă înțelegeți sau ceva se întâmplă acolo, dar este o diferență de tipar, este o diferență de energie între voi și persoana cu care v-ați certat. Nu sunteți asemănători. Și steaua. Vindecare medicală. Dacă renunțați la acest conflict, sau poate aveți doi specialiști care se bat cap în cap în idei. Unul spune ceva, altul spune altceva și atunci aveți nevoie de un al treilea care să unească aceste două puncte de vedere sau să privească problema mai în ansamblu, mai holistic. Dar steaua vine cu vindecare, cu deznodământ bun, cu deznodământ favorabil. Avem pe cineva aici cu... Știu ce avem. Cu Venus în... Scorpion, avem pe cineva aici cu Venus în Vărsător, avem pe cineva aici cu Venus în Leu și avem pe cineva aici cu Venus în Berbec la nivel emoțional. Și toate aceste semne au un comun și Venus în Pești, un singur lucru, foarte emoțional, mai puțin Venus în Vărsător, care este ușor detașat și vede o perspectivă mai largă. Pe unii dintre voi vă simt așa mai lup singuratic, mai... cu prieteni puțini, dar buni și atunci puteți să vă sfătuiți cu oamenii în care aveți încredere, iar pe unii dintre voi să știți că vă văd foarte implicați în relațiile cu prietenii, cu apropiații și vă văd cumva în poziție de inegalitate cu ei, dați prea mult și atunci puteți suferi, puteți avea dezamăgiri. Dar la nivel de sănătate, una peste alta, să știți că veți găsi soluția pentru orice provocare ați putea voi avea aici, dar cumva mai verificați ceva, mai e ceva aici de verificat. O ieși două. Turnul și cavalerul de bâte. Da, turnul și cavalerul de bâte spune că este o decizie ușor pripită. Că este o decizie luată pe fugă sau că este ceva aici, o informație pusă în grabă, oferită în grabă. Mai verificați odată. Mai iau o carte. Mai verificați odată sau verificați să fie totul ca la carte, ca la carte. Pentru că s-ar putea să aveți o surpriză și voi de fapt să fiți mai bine. Iată, 8 de monede. Mai verificați odată. Mai aveți de cercetat ceva, de depus un efort până la decizia finală pe care va trebui să o luați sau să o aflați, dar mai aveți ceva de aflat înainte. Da? Deci, cum să vă explic? Să zicem că medicul stomatolog, da, ipotetic vorbind, mi-a spus că trebuie să scot această măsea și să fac o lucrare. Să o înlocuiesc, să pun un pivot. Ei, dacă merg la altul, s-ar putea să-mi spună, pot să-ți salvez asta, să o plombez, dar nu știu ce și nu știu ce. Și asta ar fi varianta mai ușoară, pentru că dintele natural e dinte natural. Așa și în cazul vostru. Mai verificați odată ceva, înainte să luați orice fel de decizie. Bun, ca semne astrologice avem așa, la relații, Leul, Capricornul, Taurul, din nou, Fecioara, nu din nou, Fecioara, Vărsătorul, Peștii, Scorpionul, Taurul. La sfera aceasta planului material avem Peștii, Berbecul, Balanța, Săgetătorul, Scorpionul Gemenii, Racul, Balanța, iar la partea aceasta medicală, emoțională, psihologică și așa mai departe, avem Fecioară, avem Berbec, avem o energie marțiană, Berbec sau Scorpion, Vărsător, Leu, Scorpion, toate semnele de apă, Scorpion, Rac, Pești și Berbecul.
foarte multă energie de berbec aici, să știți că va fi important să inițiați ceva. Și iată că în sfera aceasta medicală este nevoie să fiți creativi, de să vedeți holistic toată problema, la serviciu la fel, să fiți creativi, să ieșiți din cutie, da? Să vedeți mai mult decât atât. Iar la relație la fel, fiți creativi, adică aveți un pic de răbdare că nu putem să vedem tot deznodământul. Am spus nu putem să vedem și mi-a picat o lampă. Trebuie să o schimb neapărat. E o lampă de asta de lumină. Și aici două ca să fie la fel. La sfera de relații, la relații avem un S și un Z. Adică aici este Z-ul acesta, este ceva lent și S poate fi orice zi de sâmbătă sau o inițială. Mai avem o pisicuță care stă în gardă, cineva se apără sau cineva are nevoie de timp, cineva are nevoie de ritmul lui. Iar aici avem delfinii, ca să facă un pas important în iubire. Primiți niște vești importante de la persoana iubită, pe care nu le așteptați, nu sub forma pe care voi o așteptați neapărat, dar care vă bucură. La serviciu avem aici ceva de genul, cum vă așteptați voi să fie lucrurile, s-ar putea să fie un pic diferit, dar să fie mai bine decât voi vă așteptați. Avem cartea Lumea aici care spune că este o închidere de ciclu și trebuie, o situație nu mai poate fi amânată. Trebuie să luați o decizie. Avem coroana de rege care spune că decizia pe care o luați cântărită bine va fi în favoarea voastră și mâna Fatimei care înseamnă o protecție divină, că veți avea așa cumva intuiția activată, astfel încât să mergeți pe drumul bun. Iar la sănătate aici aveți planeta Saturn care spune ce gândești aia primești, ce faci aia primești. Deci v-am spus, gândiți-vă bine, adică cântăriți bine și mergeți pe intuiție și luați toate opțiunile. Aici avem o inițială I și o inițială H sau poate fi Hai. Cineva vă salută, mai trebuie să vorbiți cu cineva sau cineva chiar își cere scuze aici, vă dă de veste și o albinuță este mierea. Cineva vă dă o veste care vă bucură. Deci ar putea să primiți o altă veste peste tot ceea ce știți, o altă informație care să vă bucure. Și sfat general. Uniune, inele de logodnă. Eu spun uniune, căsătorie, conexiune de suflet, dragoste eternă și promisiuni. Aici am vorbit despre promisiuni de șarte. Lăsați omul, deci persoana asta la care voi vă gândiți, vine către voi, da? Vă spune ceva, vă spune ceva care vă bucură, vă spune ceva despre relația voastră, dar mai dați un pic de timp. Aici, la serviciu, puteți avea parte de orice alt parteneriat care să fie stabil, iar aici la scuze, clar, dacă aveți vreun conflict cu cineva, este cineva din familie, este cineva de natură în dragoste necondiționată, deci cineva, fie vreun prieten foarte bun, prietenă foarte bună, fie familia, fie copilul, mama, tata, etc. Bun, dragilor, vă mulțumesc foarte mult, să fiți bine, să fiți sănătoși, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Zi minunată să aveți, pa, pa!